bine ați venit la noi! Ce frumoase, doamne! Uite! Cine zice ăla este? Uite, acum v-am văzut și uitați! S-a făcut piele de găină? Da! Cu ochii frig! Da! De la fer condition! Nu fi frig, dar aveți o energie! Bine ați venit! Ne bucurăm foarte mult că sunteți alături de noi și că suntem fără măscuțe. Fără măscuțe, ne-am mai relaxat un pic, nu? Bună ziua, bine v-am găsit! Bine ați venit! Sănătoși și bucuroși! Da, sănătoși și bucuroși și prietenoși. Pentru că vorbeam înainte să intrați dumneavoastră, doamnelor, în platou, vorbeam despre prietenie. Prietenia atât de la mare preț în ziua de astăzi, care nu prea mai există și nu prea mai rezistă. Prietenia piatră rară, am putea spune. Nu știu, noi nu știm lucrul ăsta. Nu știm lucrul ăsta. Vă invităm pe canapeluță. Mulțumim frumos. Mare drag. Unde să stăm? Pe canapeluță, unde simțiți? Cam de aici, acolo sănat e notul Nataliei, ca să aveți... Acolo e perfect, da? Așa. Mă lăsați să sar, îmi plăcea cel mai tare în copilă, cel mai tare. Da. Și nu se rupeau și lemnele de dedesubt și rămâneați... Nu se rupeau, că eram slabe. Da, și în ce hal săream, țup, țoing, țoing. Acum, dacă sar, nu cred că toți eram slab pe vremea aia, că era mai... A fost o vreme. Apropo de amintiri, bănuiesc că aveți o mulțime de amintiri frumoase pe care le împărțiți, în primul rând, ca prietene. Da. O să-mi permit să vorbesc eu despre lucrul ăsta, pentru că mi-e foarte, foarte drag și doresc de foarte mult timp să vorbesc și tot timpul, nu de foarte mult, tot timpul doresc să vorbesc despre asta. Prietenia, respectul, nădejdea, încrederea sunt simțăminte și ambivalente, da, avem și sentimente ambivalente, dacă țineți neapărat. Corect. Dacă facem terapie aici de grup, o putem face. Putem să facem o mică terapie. Ceea ce mă leagă de doamna Carmen Tănase este o admirație și o încredere și o nevoie. Nu știu dacă o fi nevoie, a fi vreun sentiment sau nu, vă las pe dumneavoastră să le judecați pe astea. Nevoia de a mă afla în preajma doamnei Carmen Tănase, nevoia de a-i cunoaște existența artistică, nevoia de a ști, de a urmări ceea ce face din punct de vedere artistic și nu numai. Nevoia de a fi în prezența unui om de calitate, din toate punctele de vedere, atât profesional cât și pe plan personal. Doamna să Carmen, zic și eu? Da, ar trebui, păi, că așa introducere. Eu să zic așa, că acum mulți ani, foarte mulți, nici nu mai țin minte câți, Maia a făcut pentru mine un gest pe care nu l-ar face mai nimeni. Nu eram prietene atunci, eram colege. Și atâta tot. Ne vedeam destul de rar, nu colaborasem împreună, dar a făcut acest gest pentru că așa e ea. Pentru că l-ar face pentru oricine. Și pentru mine a contat atunci enorm și n-am uitat niciodată și n-am să-l uit niciodată. Așa că orice s-ar întâmpla pe lumea asta, eu în fața Maiei sunt pe burta. Păi stați un pic, că acum ne-ați băgat. Nu spun ce, că nu are niciun sens. Un gest rar. Da, nu știu despre ce vorbește doamna Carmen Tănase și mai vezi, asta este atât că nu l-a spus nimănui, nu știu. Avantajul bătrâneții, uiți tot felul de chestii. Bine, ceea ce pot să vă spun și pentru asta, practic, pentru asta am venit aici, să vă povestesc cum a fost parte sau zonă a perioadei ăsteia grele pe care am trecut-o cu toții, nu mai facem acum vorbire despre... O perioadă prin care n-am trecut niciodată și... repetat, am studiat, am lucrat împreună cu doamna Carmen Tănase, cu bunul nostru coleg și regizor Vlad Zamfirescu și domnul Mircea Rusu, dragul nostru coleg, ne-am adunat, ne-am coagulat într-un nucleu artistic, cum să-i spun așa mai științific, și fix așa am să-i spun, nu mi-e deloc teamă, de vorbele mari, de vorbele importante. O legiune. Cum vreți dumneavoastră artistică. Și am luat... O frăție, bun. Da. Și așa ca între frații se mai și păruie, se mai și pupă, se mai și îmbrâne. Așa e între frați. Și vorbesc despre textul Totul se transformă, o piesă, un text dramatic, o piesă de teatru a lui Alex Popa, un important, după mintea mea, după părerea mea, dramaturg român tânăr. El a scris această piesă, Totul se transformă, atât de actual, atât de... Mi se pare foarte interesant, am citit un pic teaserul acestei piese și mi se pare foarte tare ideea.
Da, foarte original. E despre perioada asta pe care o, încă o traversăm, nu? O mai traversăm încă. Și a făcut un lucru foarte bun, pentru că a îmbinat comedia cu partea mai sentimentală a perioadei, a vieții noastre din perioada aceasta. Și a ieșit ceva foarte, foarte bun. Un text greu, pe care l-am ținut minte greu, pentru că e ca o matematică așa și trebuie spus exact, dar ne-a făcut mare plăcere să lucrăm împreună și are mare succes, mare succes. Când lucrezi, nu te aștepți, nu știi, ești obișnuit tot timpul cu vorbele alea și când am ieșit prima dată la public, am fost, și când am luat primele aplauze, nu ne așteptam să le luăm acolo și așa, ne-am dat seama ce bine ajunge la public mesajul. A fost mai ușor de-a lungul timpului să împărțiți scena și să fiți partenere de scenă, prietene fiind, cunoscându-vă și în afara jobului? Da, pentru că Maia poți să ai încredere. Adică eu sunt mai nedisciplinată decât Maia. Și, ba da, e adevărat. Și știu foarte bine că atunci când se întâmplă ceva, că se mai întâmplă pe scenă tot felul de acrocuri, de fiecare dată când mă uit la ea, e ca o susținere. Privirea mă ține cu privirea și mă scoate din orice situație. Deci asta este principala calitate, nu am spus bine. Principalul lucru pe care îl apreciez la colaborarea noastră este faptul că am atât de mare încredere în ea, că știu că se poate întâmpla orice și Maia mă scoate. E foarte rar lucrul ăsta, foarte, foarte rar. Minunat. Vrem să aflăm mai multe despre acest proiect. Când se va juca? Unde se va juca? Da, uite, pentru că mi-ați făcut așa oarecare poftă și cred că tuturor ne-ați făcut oarecare poftă. Noi o să luăm o scurtă pauză de publicitate, da. Însă după pauză vrem să mai discutăm asta și alte lucruri. Nu știu, dacă au existat momente tensionate în prietenia voastră, dacă, nu știu, ce v-a legat de multe ori prietenia, dacă au fost momente de astea cheie în prietenie, dar așa cum am spus, după o scurtă pauză. Ne povesteau înainte de a intra în pauză, prin ce momente frumoase ați trecut în această pandemie și prin faptul că ați adunat o gășcuță foarte frumoasă, care a și produs, iată, această minunăție, totul se transformă. În ce stadiu este promovarea, când o să înceapă turneul, unde se va juca, sau turneul, sau unde se va juca până... Am început să jucăm, am dat premiera la Focșani, bun. Ca să nu stăm așa cu spectacolul copt și să nu-l dăm, pentru că în perioada aia în București nu se putea, era încă rata aia mare. Și atunci am găsit orașul Focșani, care avea o rată mică, și ne-am dus acolo și am dat primul spectacol, cum ar veni. Și acum plecăm, dai voie să spunem, plecăm la cifre, ești cea mai bună. Plecăm într-un turneu național și vreau să vă spun unde plecăm. Uite, pe 15 iunie plecăm la Slobozia, pe 16 la Galați, pe 21 la Iași, pe 22 la Bacău, pe 28 ne întoarcem în București la Teatrul Național, pe 29 la Ploiești și apoi în iulie pe 5 din nou la Național și vă așteptăm. Și pe 6 iulie la Brașov. Chiar vă așteptăm cu drag. O să vă placă mult. Minunat. Deci iată, următoarea lună, de weekendurile din următoarea lună sunt ca și asigurate. Da. Asta m-a bucurat foarte tare. Sigur că am lucrat toată această perioadă și continuitatea și felul în care am știut să menținem de la memorie până la creativitate. Continuitatea a fost un aspect teribil de important este în activitatea noastră artistică, zic eu. Dar faptul că putem merge în... Sigur că jucăm în București și cu mare emoție și cu mare mândrie și ne bucurăm foarte mult, dar jucăm peste tot, aș zice, în țară, în foarte multe orașe, după cum bine a spus Carmen, a punctat, și știu și am putut să probez, oamenii ne așteaptă cu căldură, cu emoție, cu speranță. Oamenii își doresc tare mult să vă vadă da, din nou. Oamenii doresc să vadă spectacole live, spectacole pe scenă. Cel puțin acesta e punctul, percepția mea, punctul meu de vedere, așa cum simt eu lucrurile. Vor să vadă... Restul e frazeologie. Vor să vadă după teatru. Înainte să înceapă pandemia, sălile de teatru se jucau cu casa închisă. Absolut. Toate piesele de teatru aveau un succes uriaș. Credeți că va fi greu să readuceți
lumea în sală, îi vedeți mai reticienți, nu știu, prin faptul că s-au tot spus că că-ți trebuie de la de vaccinare, carnet, că-ți trebuie nu știu ce mască, că doar 30%, că 35%. Cum simțiți oamenii când îi vedeți în sală? Lumea este un pic confuză acum pentru că mesajul s-a dat destul de așa, e ceva ambigu și ciudat. Ambigu așa, dar uite, dacă toți suntem aici, o să spunem că singura condiționare a noastră este dragostea de teatru, atât. Noi îi așteptăm cu dragoste și dor și dacă au dragoste de teatru să vină. Asta e singura condiționare și cu siguranță că dacă vin au dragoste de teatru. Deci noi nu condiționăm de absolut nimic. De noi depinde să creăm spectacole interesante, provocatoare, de ce nu, așa cum este și textul și spectacolul al cărui regizor este Vlad Zanfirescu, cu care am avut lupte foarte serioase pentru că e un regizor foarte exigent. Da, da, da. Și o să veniți și o să vedeți spectacolul. Foarte bun, atent la detalii, foarte bun. Aș vrea să recapitulăm puțin orașele, cred că am sărit unul sau două. Aolo, deci, n-am sărit nimic? Bun, noi am sărit. Luați-o de la început. Deci, 15 iunie Slobozia, bun. 16 Galați, okay. 21 Iași, 22 Bacău, 28 București, 29 Ploiești, 5 iulie București, 6 iulie Brașov. Gata! Ni le-am notat, le avem și noi aici. Datele o să le mai recapitulăm la un moment dat. Doamna Morgenstern, vorbeați de continuitate. Da. Și aș vrea să vă întreb, poate pare clișeistică întrebarea despre rețeta succesului. Cred că continuitatea, îmi permit să cred, că este un ingredient important, nu? Atunci când îți propui ceva în viață și vrei să reușești mai devreme sau mai târziu. Cred că da, am să o iau de la Cehov. Aoleu, o să ne strâmbăm acum. Vai, da, ne cam speriem de vorbele mari, de numele mari. Nu e cazul să știi să-ți porți crucea și să-ți păstrezi credința. E destul de clar și destul de tranșant și destul de simplu de înțeles. Da, asta am încercat cel puțin să facem în această perioadă, asta o facem, încercăm să ne continuăm activitatea, să o ducem, să dăm drum frâu liber imaginației, creativității, rigorii. Da, vorbim despre o comedie, deci vorbim și despre rigoare. Este de ajuns în teatru să ai talent? Nimic nu e de ajuns. Trebuie multe ingrediente, după părerea mea, dar încredere, muncă, orizont cultural și iarăși și disciplina lucrului și continuitate. O muncă permanentă. Este important, adică esențial să ai talent. Este esențial să ai talent. Dar nu prea faci mare lucru cu el dacă ești în disciplina, cine serios. Deci trebuie o rigoare. Poate se îmbină foarte bine și fac echipă. Dar se întâmplă, dumneavoastră sunt niște actrițe care ați trecut probabil și prin momente grele. Ce se întâmplă când o piesă sau o perioadă are eșec? Există eșec în viața tuturor artiștilor. Poate ni se pare că piesa este foarte bună și poate ea nu are succes. Sau perioada, aveți perioade mai bune sau mai puține. Cum trecem peste eșecuri? Uite, eu personal n-am prea avut așa ceva. Adică n-am avut spectacole care să nu aibă succes. Dar presupun că se stinge de la sine. Adică un spectacol care nu are succes, la un moment dat iese, că dacă nu vine lumea la el... Se întâmplă ca actorul să fie deprimat într-un moment în care vede că toată munca lui de luni de zile, așa cum spuneați dumneavoastră, că se învață aceste roluri în săptămâni, luni întregi de a reține aceste texte. Sunt momente de cădere din aia în care ești depresiv total și zici, băi nene, cum? Toată munca mea s-a dus pe apa sâmbetei în două săptămâni, trei, în care lumea a venit în teatru. Repet, nu știu să spun asta pentru că eu n-am prea avut parte de așa ceva și cred că nici Maia n-a. Ba da. Eu n-am avut. Și am să vorbesc concret și punctual despre o chestie care din afară sau peste an sau după ce s-au mai lăsat, s-a lăsat așa praful amintirii, s-au sedimentat toate. Vorbesc de The Passion of Christ. Acest film al lui Mel Gibson. Vai de mine, povestim și iarăși și niciodată nu voi obosi să povestesc despre asta. În momentul în care a ieșit, a fost înconjurat de o controversă. Am fost agresată fizic, nu mai spun verbal, filmul și participarea mea și rolul, vai de mine ce mi-am tras-o, vai de mine ce scandal, vai de mine ce înjurături. Se poate... Da, se poate întâmpla.
Și lucrurile, vorba doamnei Carmen Tănase, lucrurile se așează. Bună, și nu este bună și controversa? O, da, e foarte adică bună. Adică nu aduce și aceasta un plus? Da, privind dar, din altă privind poziție. Din altă poziție și după 19 ani, că acum 19 ani s-a făcut filmul, da, e foarte interesant și sunt o groază de povești devenite legende în timp, dar pe moment e foarte dureros. E greu. Vă rog să cred. A fost cuipată, scâriată, o, da. Pe ce? Care a fost pretextul? Pretextul a fost care a fost și nu intrăm nu acum intrăm în detalii. Deja e trecut. Este, eu vreau să vă spun ceva, că acum înainte începuse o frăsuială așa cu pandemia prin China, prin nu știu ce, și era februarie, început de februarie și noi eram amândouă în turneu cu o altă piesă făcută de Cortina G, Cocktail, la Paris și la Bruxelles. Și luam masa la Bruxelles undeva, la un restaurant și era un ospătar mai în vârstă. Ospătarii mai în vârstă au o poveste anume, au o noblețe anume, știa cum să facă și la un moment dat, discret așa, a venit la masă, uite, mie mi se face pielea de găină, că tot vorbeam mai devreme, a venit la masă lângă Maia și a zis: vă rog să mă iertați, dumneavoastră ați jucat-o pe Fecioara Maria, mi se face pielea de găină, mi se plâng. Și mai a zis da, și a zis: Doamne, deci nu vine să cred că sunt lângă dumneavoastră. A fost un moment... Ți-aduce aminte? Da. Wow, uite, mie mi-a uitat lacrimi. Acum avem și proba acestei prietenii minunate. Iată-o pe doamna Carmen Tănase, care lăcrimează, efectiv, aducându-și aminte de un moment care n-a fost pentru ea până la urmă. A fost pentru prietena ei cea păi mai... A fost pentru... și pentru mine, yes, pentru că e prietena mea și o iubesc. Clar, dar e o mândrie pentru toți românii. Faptul că doamna Maia Mărgășteni a jucat în acest film și a jucat în felul în care a jucat este o mândrie pentru toți. E incontestabil lucrul acesta și toată lumea când se referă la filmul românesc se gândește la Maia Mărgășteni într-un film făcut la Hollywood. Da, făcut și să cu... știți că eu mai plâng și de necaz că n-am fost eu. Bine, noi suntem acum, totul se transformă și totul se transformă. Unele lucruri rămân fixe, cum ar fi încrederea, prietenia noastră, nădejdea și tabla mulțirii. Tot la fel rămâne, indiferent de culorile care se schimbă. Hai să mai vedem și să mai arătăm o dată afișul acestui spectacol absolut minunat. Iată-l, acesta este. Ne spuneați că sunteți foarte mândre de cum a ieșit. Da, dragii noștri, vă invităm la teatru. E pe sufletul dumneavoastră. E un turneu național, am văzut câteva orașe din Moldova, și Bucureștiul de câteva ori și Constanța parcă. Da, deci, și la Ploiești și la Brașov. Iată o piesă care va circula în toată România și ne bucurăm foarte mult că teatrul nostru începe să respire și iată cea mai pură dovadă că există teatru în forma ei, în forma lui cea mai frumoasă. Niciodată nu va dispărea teatrul. Să niciodată. Să dea Dumnezeu. Teatrul a existat chiar și în timpul războiului, a fost singurul lucru care n-a fost stopat nici în timp de război. Așadar, doamnelor, vă mulțumim foarte mult pentru prezența voastră. A fost o reală plăcere. O reală plăcere. Sunteți superbe. Și cine zice, ăla este. Exact. Nu, el o zice ca să-i întoarceți complimentul. Da, știu că arăt minunat. Mulțumim tare, tare. Vă mulțumim, doamnelor. Și vă mai așteptăm oricând alături de noi. Mulțumim foarte mult. Mulțumim și noi. Cu drag.